Bucovina se respectă sintagma: un popor fără tradiții este un popor fără viitor. Valorile spirituale poate se șterg, poate își pierd strălucirea de odinioară, însă acest colț de rai, satul Pătrăuți din județul Suceava, continuă tradițiile din moș strămoși sub semnul datinii străbune, prin dragoste față de Dumnezeu, față de grai și de portul românesc. Primăria, alături de copiii și dascălii școlii Alexandru Murariu din comună, au organizat un spectacol prin care au readus în scenă magia Crăciunului prin colț. Iată-ne și în acest an, la finalul unei luni, o lună care fiecare dintre noi avem în noi acest spirit de a dărui, de a oferi zâmbete, de a fi oameni mai buni. Și în acest an, la finalul acestuia, copiii școlii gimnaziale Constantin Morariu, în parteneriat cu Primăria Comunei Pătrăuți, am vrut să facem un eveniment care să marcăm acest măreț dar care ne-a dat Dumnezeu nouă cu peste 2000 de ani în urmă, și anume nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și an de an, an de an, ducem această veste și această veste bună, așa cum au pus-o cândva păstorii și îngerii la oaltă, împreună cu copiii din cadrul școlii gimnaziale Constantin Morariu. În această dupămasă, în prezența multor oameni din comuna noastră, a părinților, a cadrelor didactice, organizăm un spectacol, mai bine zis, o seară de tradiții, obiceiuri, colinzi, și vrem ca împreună cu toții să ne simțim bine, știind că dacă nu vom promova aceste evenimente în fiecare an, vom ajunge să uităm de valorile credinței noastre și valorile care ne reprezintă pe noi în fiecare zi. Proiectul este realizat an de an în spiritul Crăciunului, iar pe scenă preșcolarii și elevii din ciclul primar, coordonați de cadrele didactice, au cântat, dar au pus în scenă și povestea nașterii lui Iisus și legenda lui Crăciun. În fiecare an, în preajma sărbătorilor de Crăciun, ne mobilizăm și organizăm astfel de activități. A devenit o tradiție să organizăm activități în preajma sărbătorilor. Spectacolul este organizat de școală împreună cu primăria. Colegele noastre, cel puțin de la 1-4, clasele a 3-a și a 4-a, au participat cu numere în acest spectacol. Și noi, restul mai mici, suntem spectatori. Așteptăm anul viitor să ne vină și nouă rândul. Este foarte frumos. În rest, ce să mai zic? Da, de Crăciun, de sărbători, ce îți dorești? Să mă duc să... Nu știu. Nu-ți dorești nimic? Colind, asta îmi doresc. Am cântat, eu l-am văzut pe Moș Crăciun. Da? Și ce știi tu despre Crăciun, în general? În general, pentru că petreci timp cu familia. Cum se numesc hâinuțele astea de pe tine? Costum popular. Perioada așa lungă în care nu s-a făcut nimic. Ei sunt copiii de aici, de la grădiniță? Da. Da. Dar de sărbători ce vă doriți? Sănătate. Sănătate, că avem copii și perioada răcelilor și a bolilor și cred că e cel mai important. Sau cu familia mea? Foarte frumos pentru copii. Dar cine organizează spectacolul? Coana, prima Andreea, nu? De sărbători ce vă doriți? Cum am bine, cu Andrei, pe îngrăcentă și toate cele bune. Ce să te aducă moșul? Nu știi? În ultimele decenii, în anumite zone ale țării, ideea de Crăciun este asociată doar cu moșul, care aduce daruri, iar adevărata semnificație a sărbătorii, și anume nașterea Mântuitorului, pare să treacă în planul secund. În zilele acestea, foarte mult noi ca oameni suntem bombardați din diferite direcții cu mesajul acesta: vine Moș Crăciun, ce s-ar duce Moș Crăciun? O tradiție care îmbucură pe unii, dar practic esența sărbătorii Crăciunului, esența acestei sărbători care în fiecare an o primim cu bucurie în familiile noastre, la nivel de comunități, ar trebui să privim altfel. Deci esența
acestei sărbători este nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prea puțin vorbim despre acest lucru. Vorbim mult de cadouri, mult de Moș Crăciun, cum vine, pe ce hornuri, cu ce ren vine, dar esența o cam neglijăm. Și vom ajunge peste ani și ani și ani să uităm practic ce înseamnă cu adevărat Crăciunul. Nu este cazul copiilor din Pătrăuți, care știu care este adevărata semnificație a Crăciunului. De ce sărbătorim noi Crăciunul astăzi? Iisus Hristos. Ce-a făcut? Iisus Hristos s-a născut în Betleem. S-a născut Mesia? Nașterea lui Domnul Iisus Hristos. Sărbătoarea Crăciunului este să sărbătorești cu ceilalți. De Crăciun nu doar cei mici vor cadouri, ci și adulții. În primul rând sănătate, pace, înțelegere, copii cu minți și ascultători, dornici să învețe, să vină zilnic la școală, colaborare cu părinții și zile liniștite să avem. E dificil să lucrați cu copii așa mici? E foarte dificil, e foarte dificil în satul nostru, că avem destule probleme cu absenteismul și cu altele, dar asemenea momente sperăm să-i facă să iubească școala, să iubească tradițiile și să vină cu drag la școală. Să fim mai buni. Crăciunul înseamnă bunătate, înseamnă unire, înseamnă magie și de ce nu, împreună putem crea povești. Ne dorim să fim mai puternici, mai buni, noi ca profesori să ajutăm copiii, să îi putem mobiliza și să fim înțelepți, de ce nu. Oamenii locului așteaptă sărbătorile de iarnă cu bucurie, cu liniște și cu speranța că noul an va fi mai bun. E un final de an. Probabil pentru unii mai fructos acest an, pentru unii cu mai puține lucruri bune, pentru alții în belșug, pentru alții în sărăcie, dar împreună cu toții vrem ca să privim spre un viitor mai bun. Cu ocazia aceasta a finalului acestui an, vreau să transmit locuitorilor comunei Pătrăuți, acelor care locuiesc aici și acelor care locuiesc peste hotarele țării noastre, le transmit un gând de pace. Pacea cu noi înșine, pacea cu vecinii noștri, pacea și relația care o avem cu Divinitatea, cu Dumnezeu, să fie în inimile noastre și să ne ajute nu numai acum pe finalul anului, în zilele acestea de sărbătoare, să fim acei oameni buni, ci începând de mâine, începând de la 1 ianuarie, să demonstrăm că suntem oameni și omenia noastră se răsfrânge peste tot acolo unde suntem și conviețuim cu unii și cu alții.